În cadrul programului Aplicarea Instrumentului de Politici Manageriale, administrația publică din Medgidia a primit consultanță gratuită de la membrii unei delegații străine cu privire la dezvoltarea parcului industrial din municipiu. In Holland, everything is organized. Everything. Olanda, totul este organizat. That makes it really transparent. Și acest lucru face ca totul să fie foarte transparent. That makes it really complex. Dar și foarte complex. And in Romania, lots of things are still possible. În România multe lucruri sunt în continuare posibile. But I think the system calls for more transparency. Dar sistemul are nevoie de mai multă transparență. Așa se face că timp de 5 zile s-au căutat soluții și metode de demarare a proiectului. După multă muncă s-a stabilit că este oportun să se meargă pe varianta pași mici, dar concreți. Așa cum v-a spus și colega, pot să-i spun de acum, colega mea, PMI lucrează după principiul după care lucrează PMI, este principiul celor 3 Y în engleză sau celor 3 C în România. Acești trei ce sunt ce vrem să realizăm, ce am realizat și cât ne va costa. Deci totul se face pe o planificare, pe o stabilire a ceea ce vrem să facem, pe o planificare bugetară, pe cine răspunde pentru realizarea acestor pași și raportarea lor către Consiliul Local. Un punct bine studiat și dezbătut intens a fost cel financiar. Pentru anul 3 ne-am propus o sumă de 750.000 de euro pentru anul 4, iar pentru anul 3 o sumă de 250.000 de euro. Deci toate acestea, anul 2 și anul 3, vor fi practic din buget, pentru că până acum nu am procedat, bine, nici nu aveam de ce, pentru că încă nu avem titlul de parc industrial, nu am procedat niciodată la stabilirea unui buget de investiție în parcul industrial. Medgidia așteaptă de mult să aibă un parc industrial. Speranțe că acest proiect să fie demarat sunt, mai ales când ne referim la avantajele poziției geografice și proximitatea față de toate rețelele de transport. Însă rămâne de văzut dacă parcul industrial va fi sau nu realizat.